Artist plastic, scenograf de teatru, operă, balet și film, profesor, doctor în spectacologie. Viorica Petrovici este femeia care a ajuns la Festivalul de la Cannes și mai apoi la Oscarurile franceze, premiile Cezar, cu o nominalizare la categoria cele mai bune costume pentru filmul La Source de Femme, în regia lui Radu Mihăileanu. Pasionată de mică de tot ceea ce înseamnă creație, artista a reușit de-a lungul celor 30 de ani de carieră să lucreze 10.000 de costume și decoruri pentru film, teatru, operă sau balet. Vă invit astăzi la o ediție brilliant despre magia din spatele scenei, necunoscută publicului, care se naște între volume, forme și lumină, dar mai ales despre pasiunea de a da viață spectacolului prin intermediul costumelor și decorurilor grandioase, alături de talentata Viorica Petrovici. Bună ziua, doamna Viorica Petrovici, și mă bucur foarte tare să vă întâlnesc. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat astăzi invitația mea la Brilliant. Eu vă mulțumesc foarte mult, e o mare onoare să fiu cu dumneavoastră și mai ales în acest spațiu absolut minunat. Da, un spațiu de patrimoniu. Da, de patrimoniu. La începutul discuției noastre aș vrea să vă felicit pentru cel mai recent succes al carierei dumneavoastră, premiu pentru cele mai bune costume și decoruri al filmului Libertate, ultimul film pe care a ieșit pe ecrane. E un film care, sincer să fiu, aș vrea să nu iau eu acest premiu, aș vrea să ia filmul pentru că îl merită din plin. La Waterloo Historical Film Festival. Exact, da. A fost un premiu despre care am aflat așa pe internet. Eu nu am fost acolo, nu a fost nimeni. Dar a fost o mare onoare pentru mine. Filmul a mai fost și în Bosnia-Herzegovina, unde a avut un succes extraordinar. Și am avut onoarea să particip și eu acolo. Un film despre care îmi spuneați la începutul acestei emisiuni că ar fi trebuit să ia premiul pentru regie. Cred și nu pentru scenografie. În acest context, da. Același lucru mi s-a întâmplat cu un alt creator italian, un film la fel istoric, Menocchio, să primesc premiu pentru cele mai bune costume ale anului respectiv. Era un film foarte greu, mai greu decât Libertate. Regia lui Fasulo. Da, Alberto Fasulo. Da. A fost un film despre renașterea italiană, ori eu, nefiind italiancă, nefiind născut acolo, nefiind nici catolică măcar, a fost destul de greu să mă integrez în acea atmosferă, dar a fost foarte frumos și atmosfera foarte frumoasă, e mult de povestit. Un film al cărui machiaj a fost asigurat chiar de Bianca Boeroiu, da, câștigătoarea premiului Emmy și invitată la Brilliant, da, de asemenea. Da, da. Și totuși, tușa scenografului care este? Tușa scenografului este imaginea. Este imaginea, deschizi cortina și vezi ceva pe scenă. Se vede în film, dacă lucrezi pentru un film, se vede decor, se văd costume, se văd detalii. Adică, cu cât este mai bine făcut ceea ce este în planul 2, cu atât producția finală este mai bună. Deci totul trebuie să fie rotund. Și despre artele spectacolului o să discutăm mai pe larg. Doamna Petrovici, vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că v-ați găsit timp să ne vedem astăzi și să avem acest dialog. Eu vă mulțumesc foarte mult. Emisiunea pe care o faceți dumneavoastră este într-adevăr un brilliant. Mulțumesc tare, tare mult. Ați fost pasionată încă de mică de tot ceea ce înseamnă creație, iar în cei peste 30 de ani de carieră ați construit, ca să spun așa, 10.000 de costume și decoruri în spectacole de teatru, operă, balet și film. Când au avut loc primele manifestări ale viitoarei scenografe Viorica Petrovici? Desenez de când mă știu și în clasa 5 am o profesoară de desen, Ina Vulpe se numește, care îi mulțumesc foarte mult, a descoperit în mine un potențial și m-a încurajat foarte mult să desenez. Și ea este cea care m-a îndemnat să fac și liceu de arte, a fost în spatele meu tot timpul. Apoi au urmat alți mentori, alte împrejurări care m-au dus spre ceea ce sunt. Dar totdeauna mi-a plăcut spectaculosul. Și da, dintre volume, spațiu, forme plane și culoare, totuși ce v-a atras cel mai mult? Cred că forma și culoarea nu pot să le separ. Și volumul, dar volumul cred că mă înghită, așa, mă domină. Chiar mi-amintesc că am avut o experiență când, fiind studentă, lucram la Teatru Cassandra, care era o bijuterie de săliță foarte frumoasă,
Și când am ajuns prima dată acolo, mi s-a părut, zic, cum, eu trebuie să fac aici un decor, trebuie să fac ceva aici. Făceam decor pentru Dale Carnavalului cu Sanda Manu, ea era profesoară la clasa respectivă. Și zic, nu, în acest spațiu eu nu cred că pot să fac ceva. Și am dat să plec și un mașinist care, Nea Valerică îi spuneam noi, zice, nu, stai aici, că trebuie să înțelegi spațiu. Și a început să-mi explice și atunci am înțeles, de fapt, volumul. Dar pe doamna Sanda Manu, pe care ați pomenit-o și care v-a marcat cariera, cum ați cunoscut? Pe doamna Sanda Manu am cunoscut-o înainte de a o cunoaște, când eram elevă și am mers la un spectacol la Teatrul Național din Iași, în care am rămas complet siderată de ceea ce era pe scenă vizual. Acum, dacă mi-amintesc bine la aplauze, cred că am văzut-o pe Sanda Manu, nu știam că este ea. Și în sfârșit au trecut ani, m-am pregătit pentru facultate, mă pregăteam pentru ceramică, pentru că îmi plăcea să modelez, să sculptez, îmi plăcea mai mult grafica. Am picat la ceramică, tristă, m-am gândit ce aș putea să fac. Și mi-am amintit că, de fapt, eu sunt foarte atrasă de lumea spectacolului, de altceva, adică de ceva care completează un artist plastic pur. Și pe Sanda Manu am reîntâlnit-o când eram eu studentă în anul 2 de facultate și avea nevoie de un asistent și m-a luat pe mine. Eu am fost foarte fericită că m-a luat, că e foarte complicat să fii student și să te ia cineva să lucrezi. Și acolo am întâlnit-o pe Sanda Manu și ea m-a întrebat, tu de ce faci scenografie? Zic, pentru că, uite, m-am îndrăgostit de scenografia pe care am văzut-o într-un spectacol la Iași. Zice, știi că eu am făcut regie și nu mi-a venit să cred. Și Sanda Manu a devenit mentorul meu spiritual, prietenul meu. Cred că de acolo de unde este, sper să mă audă și să mă încurajeze. Și o simt foarte aproape de mine, chiar dacă nu mai e printre noi. Îi plăceau baletele, mi-amintesc că am făcut un spectacol de balet cu o altă mare coreografă, Mihaela Tanasiu, Visul nopți de vară, în anii 90, 80-90, care a fost un spectacol în care erau aplauze pentru decor, fără să mă laud. Și mi-a fost foarte încântată că și-a văzut așa cumva unul din copii plecați la drum. Dar despre doamna Sanda Manu, din spatele scenei, ce nu știe încă publicul și credeți că ar merita să afle? Cum v-a rafinat artistic? Păi, prin ceea ce am văzut la dumneaei, prin felul în care lucra dumneaei, prin lecturile pe care le-am făcut sub îndrumarea ei, prin poveștile ei. Era un om de excepție. A fost un om universal, era o enciclopedie, citea foarte mult. Cum ați perceput mai apoi perioada de lucru în cetatea filmului, la Bufte? Cred că cuvântul pasiune este ceea ce definește această lume. Deci toți cei care erau acolo erau pasionați de ceea ce fac, dar toți, de la tâmplar până la regizor, că acolo e cel mai sus, toată lumea făcea cu foarte multă pasiune și cu foarte multă dăruire. Am întâlnit acolo oameni care s-au dedicat acestui loc, n-au avut familii, n-au avut nimic decât Buftea. Am lucrat ca asistent de decor, n-am lucrat ca asistent de costum, pentru că spuneam că mie decorul îmi place, dar acolo, întâlnindu-l pe soțul meu, care este scenograful Cristian Niculescu și făcea decor, am zis să nu ne intersectăm profesional și cred că a fost mai bine așa. Și când am terminat, să zic așa, cu Buftea, am dat un concurs la operă pentru ocuparea unui post de scenograf. A fost ceva foarte complicat, mi-amintesc și acum. Era o sală de balet foarte mare, unde era plină de mape, unde veniseră foarte mulți scenografi să ocupe acest post, pentru că era greu să ajungi la operă scenograf. Și mi-amintesc că a apărut un regizor foarte mare, care acum mai e printre noi, Hero Lupescu, care s-a uitat așa la mine și a zis, tu ce cauți aici? Zic, vreau să fiu scenograf la operă. E, să știi că e greu aici. Nu e așa de simplu. Zice, dar muzică știi? Zic, pot să zic că sunt profesionistă, dar îmi place. Și în sfârșit, faptul că am fost eu aleasă dintre cei 50 a fost destul de complicat, pentru că am așteptat răspunsul la acest concurs aproape 6 luni. Dar în timp i-ați dat dreptate? Da. A fost greu? Mai greu? Este greu pentru că
este altă dramaturgie, trebuie să pricep muzica. Dacă nu pricep muzica, nu pot să înțelegi ce se întâmplă la operă. Libretul e așa un fel de o direcție literară, dar muzica trebuie să o înțelegi și să o dezvolți vizual, pentru că îți permite atât de mult, adică să faci atât de multe lucruri pe imaginându-ți amploarea muzicii și dramaturgia muzicală, trebuie să o preiei, să... Care a fost cel mai dificil, cel mai greu spectacol de operă pe care l-ați făcut? Toate spectacolele de operă sunt grele. Cred că cel mai greu spectacol de operă a fost Oedipul făcut cu Andrei Șerban. Cred. Dar a fost frumos. A fost greu pentru că a fost așa ca un maraton să particip la realizarea acestui spectacol și cred că e puțin de povestit, adică aș îndrăzni să povestesc, nu știu dacă Andrei Șerban ar fi de acolo să spun toate lucrurile astea, dar a fost o experiență unică. Am plecat la New York cu colegul meu Cătălin Arbore și acolo ne aștepta Andrei Șerban. Și vreau să spun că tot ce el era profesor la Columbia ne-a primit într-un birou la dumnealui acolo și tot biroul era pavoazat pentru acest Oedip. Dar noi nu ne-am dat seama atunci și ne-a invitat la un restaurant chinezesc foarte iute să mâncăm ceva, că eram de pe drum, fus orar complicat și stând de vorbă cu dumnealui și noi încercând să mâncăm mâncarea aia foarte iute, ne-a povestit tot spectacolul într-o oră. Am stat acolo aproape o lună în universitate unde participam și cumva și la cursurile lui Andrei Șerban, adică a încercat să ne cunoască și să-l cunoaștem și noi pe dumnealui. Vizitele pe care le făceam în diverse locuri erau la fel cumva ghidate și dirijate. Îmi amintesc că am vizitat o expoziție la un muzeu despre bijuteriile regale. În spectacolul nostru era vorba despre regalitatea care a fost dărâmată și în sfârșit era un spectacol foarte politic și în același timp foarte românesc. Am fost tot timpul lângă Andrei Șerban pentru că simțeam că are nevoie de cineva care să-l sprijine cumva, cu toate că știa foarte bine ce vrea să facă. Dintre toți regizorii, care v-a pus creativitatea la încercare? Cred că cel mai mult m-a provocat Alexandru Hausvater. Deci, în ce privește teatru. Deci, cred că el m-a făcut să înțeleg ce este teatru, un anumit fel de teatru, și mi-a dat și voie să fac ce vreau eu, adică m-a lăsat liberă, bineînțeles, ținând cont de ce dorește și el, pentru că e șeful. Așa, el cred că a fost regizorul care mi-a dat aripile cele mai mari în teatru. Între Alexander Hausvater și doamna Sanda Manu, cine sau care v-a modelat cel mai pregnant simțul pentru estetică? Sanda Manu m-a educat, adică m-a dotat, ca să zic așa, iar Alexander Hausvater a exploatat cu ceea ce am fost dotată. În anii 90, când el a apărut în România și a făcut primul lui spectacol, a pus Cătușe Florilor, a fost o revoluție în teatru românesc, o revoluție care n-a fost înțeleasă niciodată, pentru că cred că teatru din România nu l-a adoptat pe Alexander. El este un unicat așa în lumea teatrală, în care am făcut costumele, ca unii mă întrebau mai târziu care costume, că toți sunt goi, zic da, dar am și câteva costume. De fapt, atunci am înțeles de fapt ce înseamnă teatru cu adevărat, lucrând cu Alexandru Hausvater. Sunteți singurul scenograf român nominalizat la Oscarurile franceze, la premiile César, se întâmpla asta în anul 2012, la categoria cele mai bune costume pentru filmul La Source de Fam, în regia lui Radu Mihăileanu. Iar pentru realizarea costumelor acestui film, știu că ați petrecut mai bine de 3 luni în Marrakesh. Cum v-ați adaptat acelei societăți maghrebiene aproape mistice? A fost greu să primesc ideea, pentru că am avut așa un... Mi s-a părut că e un zid peste care nu pot să trec și după am spus, stai puțin, că nu e chiar atât de greu, să există cărți, există muzee, există filme, există surse de documentare. Radu Mihăileanu ne-a dat scenariu care era foarte frumos, ne-a prezentat cel puțin pentru costum, el prezintă întâi
distribuția care pentru un creator de costume e foarte importantă. Știi pe ce siluete te adaptezi, pe ce psihologie, cu ce psihologie ai de a face. Și primul gând a fost, trebuie să mă documentez, să învăț această lume, pentru că dacă nu ești în ea, nu poți să o redai într-un fel sau altul, pentru că și noi scenografii avem, să zic așa, pretenția între ghilimele, că redăm ceva, restituim publicului ceva ce ne aparține prin ceea ce facem. Și am studiat, am stat la Paris aproape o săptămână, pentru că nu puteam sta mai mult, în care am mers la toate muzeile posibile, biblioteci, am văzut imagini ideale despre Maroc, despre această lume. Și apoi am mers în toată echipa, cred, creativă, am mers în Maroc. Iar Radu Mihailanu are un mod al lui de a integra echipa prin discuții, prin adunări, prin mese, prin plimbări și ne-am dus toți în Maroc, am mers în satul în care trebuia să se filmeze filmul și am descoperit o lume alta decât am descoperit eu în muzee și în cărți. La ce v-ați raportat mai exact pentru a putea crea costumele femeilor din nordul Africii? M-am raportat la costumul tradițional. Costumul berber. Costumul berber, da. Începusem în perioada respectivă să studiez și alfabetul berber și după am descoperit semne din alfabetul berber pe covoare, pe bijuteriile pe care le purtau femeile. Și am vrut să redau o lume nu autentică epocii, pentru că era practic un film contemporan, ci o lume generică pentru acel spațiu. Am avut acces în diverse anticariate unde am găsit bijuteriile acelea fabuloase, pentru că este o scenă la sfârșitul filmului în care femeile se îmbracă în costum cumva tradițional, în care își pun toate bijuteriile ca să-i farmece, să-i zăpăcească mai mult pe bărbaților. Dar după acele luni ați descoperit în final care este izvorul femeilor? Este legat de apă, este legat de dorința lor de a fi femei în lumea respectivă și de a fi considerate că sunt niște femei, că nu sunt niște obiecte, pentru că bărbații din film le considerau practic niște instrumente pe care le utilizau și ele au vrut să-și cumva să-și câștige feminitatea, dar păstrându-și locul lor, pentru că asta se întâmplă în film. Ele câștigă apa în satul lor. Adică apa. Pentru că despre asta este și povestea filmului, da? Despre această tradiție orientală. Subiectul a fost descoperit de Radu Mihailanu după o știre din Turcia, în care se întâmpla acest lucru, în care femeile mergeau peste nu știu câte dealuri ca să aducă apă în familie, să spele. Pe o vreme toridă? Pe o vreme toridă, pentru că așa e și în Turcia. Și el a adaptat acest film pentru Maroc și cred că a adaptat acest film și pentru pitorescul zonei. Pentru că toate peisajele, toate și oamenii acolo, mă uitam dimineața când mergeam în sat, primii care ieșeau din casă erau bărbații. Femeile ieșeau cu acordul lor mai târziu. Și ceea ce e foarte important și aș vrea să spun, nu ieșeau oricum. Ele dimineața la ora 7, dacă ieșeau, erau machiate. Adică machiaj ce înseamnă? O linie neagră la ochi, care o făceau cu cărbune. Mâinile erau tatuate, cu henna se tatuau. Extremitățile erau la vedere și atunci ele și le puneau în valoare cumva. Faptul că își acopereau capul o făceau cu mare artă, am învățat foarte mult de acolo. Felul cum își puneau ele baticele pe cap, să se vadă și să nu se vadă. De fapt era așa un fel de fetiș în toată povestea asta. Satul Arilet a fost o revelație. Copiii din sat, care erau de o candoare ieșită din comun, mâncarea lor, care este cu totul și cu totul special, bunătatea acelor oameni, ei n-aveau nimic, stăteau într-o cameră, e mult spus, toată familia dormeau pe jos, aveau ceva în care își făceau mâncarea și când te duceai la ei, îți oferau tot, îți oferau tea la mant, cum ziceau ei, niște turtițe pe care le făceau și te gândeai, dar ei au ce să mănânce când îți dau ție lucrul ăsta și
îți dădeau tot ce aveau și erau niște... Am avut șansa să particip la niște, să zic, manifestări în familiile marocane, în care femeile erau regine la ele acasă și bărbații erau puși la colț, ceea ce contrasta cu ce văzusem, de fapt, că... Dar într-o casă marocană, care e ca o cetate, de fapt, femeile conduc până la urmă. Și cred că câștigul acest izvor a fost, poate, transparența acestei lumi, care e în continuare închisă, lumea musulmană. V-a fost greu să creați acele costume? Mi-a fost greu pentru că... Mi-a fost greu la început, pentru că când am cercetat și a trebuit să caut pentru fiecare personaj, pentru că, practic, erau niște lucruri foarte simple, dar trebuia să simt că este autentic și că nu este, că costumele mele nu sunt făcute cu ceea ce am găsit pe piață să cumpăr. A trebuit să cumpăr anumite materiale pe care nu le descopeream acolo. Am mers în diverse locuri din Maroc să caut anumite texturi, să înțeleg, pentru că nu toată lumea spune ceea ce vrei tu să afli. Tot întrebam în stânga, în dreapta, unde găsesc ceva autentic. Și până la urmă am mers, am găsit. În vizualitatea culturilor pe care le studiați, a costumelor, a culorilor, a bijuteriilor, în tot acest tezaur estetic excepțional, fiecare detaliu cred că înseamnă un punct de pornire. Căror criterii, mai puțin cunoscute publicului, ați subordona decizia dumneavoastră finală de a crea costumul perfect? În timp ce vorbeați, mi-am amintit de o experiență pe care am avut-o cu un alt mare regizor, cu Lucian Pintilie. Am fost contactată de dumnealui să fac costume pentru un film, ultimului film, care s-a văzut mai puțin, după Terțium non datur, se numea filmul. În acest film erau doar soldați și ofițeri. Și zice, uite, ai de făcut ofițerii ăștia, cum crezi că ar trebui să facem? Am gândit așa, zic, cât că detaliu face diferența dintre ei. Fiecare ofițer avea niște bani, putea să-și facă uniforma dintr-un anumit material, chiar dacă era culoare respectivă. Și acest lucru m-am gândit eu, că detaliu m-a urmărit tot timpul. Totdeauna detaliu face diferența. Adică, pentru film, detaliu este foarte important. Doamna Petrovici, ce detaliu din scenografie nu poate fi cumpărat cu niciun buget, oricât de generos ar fi? Cred că autenticitatea depinde dacă trebuie să o redai. E foarte greu de găsit. E foarte greu pentru că autenticitatea o dai odată prin formă, prin conținut și prin execuție. Pentru că noi, scenografii, nu suntem doar noi o schiță. Noi lucrăm într-o echipă. Sunt niște croitori care contribuie la realizarea unui costum, să zicem. Și dacă cei care te ajută să desăvârșești ceea ce ți-ai propus sunt niște maestri, reușești. Un costum din ce film sau din ce spectacol de teatru ar pune cel mai bine în valoare personalitatea dumneavoastră? Ce mi-a plăcut foarte mult, așa, mi-a rămas foarte clar în minte, au fost costumele Leliei Bechtig, așa o cheamă pe Lelia din filmul La Surs de Fam, care de fapt erau niște costumele unei țărănci, dar reușisem împreună cu cei care m-au ajutat acolo și poate am avut și șansa să găsesc și materialitatea și suprapunerile de texturi care au făcut-o... Ea era o fată foarte frumoasă, ea, dar au împlinit-o, adică au făcut-o personajul. Adică nu era... Mi-amintesc că după nominalizarea de la Cezar am primit niște întrebări pentru un interviu și mă întreba care au fost culorile care m-au marcat. Și mi-a fost foarte greu să răspund, pentru că soarele era atât de puternic acolo, încât culoarea se schimba în fiecare secundă. Deci nu puteai să... Puneai un roșu, acum era un roșu portocaliu, peste jumătate de oră era roșu închis, aproape de negru. Mi-a fost foarte greu să răspund. Cred că nu s-ar fi putut face acel film care să sublinieze, care să exprime dragostea în altă parte decât acolo, unde pământul era
arămiu roșu. Da, era roșu unde verdele copacilor, când erau copaci, dacă erau, accentuau acest contrast primar dintre roșu și verde. Din scenografie, care este elementul care captează cel mai bine lumina? Cred că metalul este, primește și restituie lumina cel mai bine. În general, ceva ce strălucește. Dar acum, empatia care transcende, poate, ochii unui actor? Acolo e foarte complicat. Pentru că actorii, în general, când întâlnim noi, deja ei, mai ales la film, la teatru e altfel, că stai la repetiții, ei deja și-au făcut cumva filmul lor, au imagine despre film. Acum depinde, am întâlnit actori foarte mari în care ești liber să faci ce vrei, din chiar foarte mari. Aduc aminte la History of Love, a fost Gemma Arterton, de exemplu, actriță britanică care trăiește în Franța, care ea nu făcea nimic, ea s-a lăsat pe mâna mea să o îmbrac, deci să-i fac personajul, deci pur și simplu doar dacă strângea ceva sau o incomodare, asta a fost la libertatea mea totală. Uneori mai sunt și actori care vor să-și impună punctul de vedere, dar trebuie să fii diplomat. Meseria de scenograf e un meserie de diplomat. Trebuie să știi să pui problema, trebuie să știi să ceri, trebuie să știi să negociezi cu actorii, cu regizorul. Trebuie să te împrietenești cu toți ca să poți să ajungi la un rezultat. Care ar fi decorul care ar ilustra cel mai autentic viața dumneavoastră? Cred că un spațiu închis. Adică un cup de sticlă. Îmi place foarte mult transparența. Foarte mult. Decorurile care le-am făcut la opera au urmărit acest lucru totdeauna. Transparența, lumina care trece prin transparență. Și descoperind muzica, mi-a dat o altă dimensiune creativă. Am fost liberă la operă să fac spații, chiar și costume, efectiv cum mi-am imaginat eu. Cred că am avut o libertate totală și nu știu dacă trebuie să le mulțumesc celor care am lucrat sau divinității care m-a ajutat să nimeresc în acest loc. Chiar a fost o șansă pentru mine să cunosc atâtea lumi, suprapunerea acestor lumi. O altă șansă pe care am avut-o este să le duc de colo-colo, pentru că dacă am făcut film, am luat ceva de la teatru, am luat ceva de la operă. Dacă am făcut operă, am adus ceva din rigiditatea filmului. Le-ați armonizat. Le-am armonizat, da. Pe toate. Doamna Petrovici, vă mulțumesc foarte mult pentru această întâlnire. Vă doresc succes și inspirație în tot ceea ce veți avea de făcut de acum înainte și să-i bucurați pe cei care vin să vadă spectacolele la care lucrați. Vă mulțumesc din suflet. Cred că a bucura este cel mai important când ești artist. Să-i bucur pe cei care privesc ceea ce faci tu și vreau să vă felicit pentru emisiunea pe care o faceți. Îmi oferiți foarte multă bucurie când o văd.